Britanicii au luat o decizie pripită în privința vaccinului anticoronavirus. O spune nimeni altul decât celebrul expert american în sănătate, Anthony Fauci. Acesta a criticat viteza cu care autoritățile de reglementare din Marea Britanie au aprobat vaccinul creat de compania Pfizer. They really rushed through that approval. The FDA, the United States of America Food and Drug Administration, is the gold standard of regulation. They're doing it in a very careful way, appropriately. Expertul Anthony Fauci a explicat că dacă autoritățile în domeniul sănătății din Statele Unite s-ar fi grăbit să aprobe vaccinul, ar fi riscat să piardă din credibilitate, mai ales în condițiile în care mulți oameni sunt sceptici în ceea ce privește vaccinurile anti-COVID-19. Declarațiile celebrului medic de peste ocean vin după anunțul făcut de guvernul britanic pe 2 decembrie. Atunci, oficialii din Londra au spus că au acceptat recomandarea autorității de reglementare a medicamentelor și produselor medicale în ceea ce privește folosirea vaccinului creat de compania americană Pfizer. Autoritățile britanice vor putea distribui 10 milioane de doze în primă fază. Ulterior vor primi alte 800 de mii. Marea Britanie este una dintre cele mai afectate țări din Europa de noul coronavirus. De la începutul pandemiei și până în prezent, în această țară au fost confirmate peste 1,7 milioane de cazuri și au fost înregistrate peste 61.000 de decese.